Dar, dragii mei, dacă această lege românească, care nu transpune directiva, nu intră în vigoare urgent în această sesiune parlamentară, industria românească a tutunului va fi pusă în imposibilitatea aplicării sale sau, cu alte cuvinte, după primul trimestru din anul 2017, să fie nevoită să retragă toată producția existentă pe piață care nu respectă condițiile directivei și a legislației românești care tot așteaptă să se nască, iar accizele aferente cu toate taxele aferente să fie nevoite a fi recuperate de la bugetul de stat. Riscurile sunt majore asupra deficitului bugetar din acest an și de anul viitor. Riscul este major în zona deficitului comercial, pentru că potențialul de export este semnificativ al acestei industrii și se pune în pericol toată structura bugetară pe care se va croi bugetul țării anul viitor.